Tată, de ce porți asta? Tu nu ești imun? Păi toată lumea s-a acostumat! Gata! Am construit totul! Hai să reluăm planul! 1. Bărba aruncă cârligul și îl prindem de platforma turnului de apă. 2. Trimitem stropitoarea până sus. 3. Urcăm cu toții în coș. 4. Când ajungem în turn, eu mă urc în vârful rezervorului și deschid ușa. 5. Izabela va atașa ghearea de legătură la ușa deschisă, ceea ce va muta stropitoarea la locul ei. Phineas, nu-i mai putem ține mult. Cine ajunge primul la stropitoare, apasă butonul ca să o activeze. Gata, aveți întrebări? Da, am meritat să pierdem atâta timp ca să construim modelul ăsta? Normal. Altcineva? Da, tu din spate. Ai mulți. Oh, repede, băieți! Foarte bine, Forb. Vanessa, în spate! Oh, vai, mai mult! Gândesc! Mai mult! Nu! Haideți, băieți, trebuie să plecăm! Repede! Frate, cine aș sta să mă pot concentra și eu la fel de... E, ce se întâmplă acolo? Mai mulți eu! Nu, bere ornitorinco! Oh, no! Dar sunt prea mulți! Tata? Nu, Vanessa! Mai mulți eu? No! Până aici! Până aici! M-am săturat de mine! Gata, hai, ciudaților, mă ofer! Ce pe ce mai, farmacist ciudat? Și el se dezbracă? Știu, ce-o fi în capul lor? Ce mă fi apucat oare? Wow, ia uite! Cred că numai noi am mai rămas. Oh, nu, se rupe coarda! O să reușim! Dar trebuie! Dacă nu reușim, orașul e distrus! Sunteți bine cu toții? Eu da! Uite stropitoarea Vortex! Haide, să mergem! Nu o să reușim! Nu, tu și Izabela veți reuși! Ferb, nu!